Salut, camarazi! Uite, am plăcerea să vă prezint orătăniile mele. Mi le-am cumpărat ieri. Uite, am două rățuște leșești. Le vedeți? Stai așa să văd cum arată. Două rățuște leșești care nu măcăne, ci doar gâfâie. O găină moțată, o vedeți? Ușor așa, că sunt încă speriate. Am trei roșii și una albă. Ia uitați ce frumoase sunt rățuștele. Uite, îmi plac, le-am dat să mănânce. Uite, asta moțată îmi place cel mai mult, dar e încă speriată, știi? Nu s-a obișnuit aici cu anturajul. Sunt puțin speriată, stai că mă dau mai așa. Rățoii sunt mai liniștiți, iau ce frumoși sunt, rățuște de fapt. O să iau și în rățoi, că mi-a zis femeia că îmi trebuie și un rățoi. Și luasem și un cocoșel pitic. Dar o ștersese englezește, noroc că l-am prins, uite, pe acolo, pe unde sunt țiglele alea albe, o ștersese pe acolo, fiind mic, s-a strecurat, știi? Am improvizat ceva aici și trebuie neapărat, mâine am vorbit cu prietenul meu călugărul, să aduc un cățeluș să-l leg aici lângă ele la câțiva metri, că pe partea asta de unde se vede acum zidul ăsta, uite, rățușca o bate pe găină. În spatele la zidul ăsta care îl vedeți e un dulău la vreo 7 metri, înțelegeți? Deci sper să fie bine. Uitați, am și o mică satisfacție. Uite, am o găină moțată, două rățuște leșești frumoase și o să aduc un rățoi care are, e alb cu capul negru, știi, frumos, tot leșesc. Și să vedem că la Hulubești mai e o femeie care are găini, rațe leșești, să vedem, poate au de-alea care îmi plac mie, închise la culoare și cu ciocul roșu, știi, sau negre cu ciocul roșu. Da? Mă bucur, știți, e o mică satisfacție, sunt încă speriate, dar mă rog, o să obișnuiască. Aia moțată îmi place și cel mai tare îmi plac rățuștele, cele două rățuște. Sper că nu le pun prea curând pe vază, să poate mouă și mie, știți? Le-am dat niște lucernă, să vede pe aici, niște bobițe. E puțin improvizat, o să mai aranjez un pic, le-am dat niște pâinică. Să vedem, o să le aranjez. Le-am pus aici niște apică, niște pâine în apă, că rățoii sunt cu apa, știți? Dar să mai fac aici un pic de ordine. Așa, e puțin improvizat, dar o să găsesc eu ceva mai ca lumea. Ia uitați ce rățoi frumoase, ce rățuște frumoase am. Stați să pun lumina altfel, uite așa. Ia uitați-vă, s-au ascuns acolo, sunt speriate, mă rog, până se obișnuiesc, dar văd că au râcâit deja pe pământ, că așa-s găinile, găinile râcâie, așa. Deci, camarazi, sunt bine, sunt sănătos, sper că și voi sunteți bine sănătoși. Hai că ne vedem mai pe seară sau facem un live de seară. Hai, pa, camarazi, vă pup!